Astăzi îmi pregătesc la micul dejun niște turtiță de dovlecel. Am pus dovlecel, l-am dat pe răzătoare, am pus un pic de spanac, am pus oregano, un pic de ceapă verde și pătrunjel, o lingură de ulei de cocos, așa, pun făină de ovăz și o lingură de amidon și o linguriță de praf de copt, îl stor cu lămâie. Așa, și să faci o pastă, ca o pastă, și în tigaie. Și uite, așa arată, le-am pus cu lingura în tigaie, am pus și două linguriță de chia umflată și au puține calorii. Se pot mânca la orice oră din zi, numai la micul dejun. Sunt delicioase. Ia uitați.